plângere penală la DNA împotriva soilor Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. O plângere penală a fost depus, miercuri, la DNA pe numele soilor Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. Demersul aparine jurnaltilor de la lumea justiției, care acuz faptul ce președintele a obținut venituri necuvenite de pe urma a două imobile din Sibiu. Demersul civic urmare este aducerea la bugetul statului a sumei totale de 640.000 euro, 320.000 euro luat de soții Iohannis și altii 320.000 euro luat de Ioan Bastea, pretinsul moștenitor pe care Klaus Iohannis îl reprezenta cu procura, suma obținută din exploatarea imobilului din strada. Nicolae Balcescu 29 prin închirierea acestuia de către Raiffeisen Bank vreme de 14 ani. Dacă statul ar fi exploatat el însuși imobilul, cei 640.000 euro ar fi fost venit la bugetul de stat. Consideram că nu este normal să-i însuse schiniste imobile ale statului vreme de 14 ani, iar după ce justiția civilă a constatat că au fost luate prin frauda, să le dai înapoi, dar seara mai cu profiturile obținute din exploatarea lor, se arată în demersul lui judecător.